Salut, suntem la Mobile World Congress și vorbim cu doamna Anca Maria Vescan. Bună ziua! Bună ziua! Conduceți AXONSOFT și aveți un stand aici la Mobile World Congress. Spuneți-ne ce face AXONSOFT. AXONSOFT face software development de 20 de ani și mai bine pentru diferite piețe verticale, cum ar fi agricultura, băncile, logistica, industria, real estate. Avem multe softuri pe clienții noștri, editori de software, i-am ajutat să-și readucă la zi aplicațiile tehnologice, asta în regim de outsourcing, și avem câteva produse proprii cu care atacăm și noi piața bancară sau industria, gestiunea în industrie. Sună foarte interesant și am înțeles că aveți și practic dezvoltare să face în Java, nu? Marea majoritate. Da, avem marile proiecte sunt în Java, avem și anumite proiecte dezvoltate în .NET, care între timp e tot un open source. Am înțeles. Spuneți-ne ce ați văzut interesant la această ediție de la Mobile World Congress? Toate numele mari din industrie sunt prezente aici și, așa cum spuneau și foarte mari personalități cheie care au ținut și speech-uri acum, MVC-ul nu mai este doar despre mobile, este despre ce înseamnă viitorul industriei în IT. Noi suntem aici prezenți cu bucata noastră de competențe, ce știm să oferim, software development. Este clar că ne îndreptăm spre o lume mult mai informatizată și suntem prezenți ca să ne sprijinim clienții să ajungă cât mai repede în viitor. Bun, da, am văzut cu toții 5G-ul, de exemplu, cred că e la mare modă în momentul ăsta și o să ne ajută probabil să dezvoltăm mai multe aplicații. Spuneți-ne, care e planul de dezvoltare pe viitor AXONSOFT? Pe viitor AXONSOFT vrea să-și găsească niște parteneri strategici cu care să poată ataca împreună piețele deja cunoscute, care să aducă anumite elemente ce țin de inteligența artificială și de, poate chiar de blockchain. Ni se par niște tehnologii care vor avea un viitor, cel puțin pentru domeniile pentru care noi lucrăm. Iar 5G-ul, da, este o frumoasă poveste. Ideea este că va sprijini mult mai mult software-urile care lucrează cu foarte multe date. Și atunci 5G-ul ne va permite să creăm aplicații care să facă lucrul ăsta, inclusiv un trafic mai mare de date, ceea ce în softurile dezvoltate până acum era o provocare, să știi cât de mult plimbi în rețea date, astfel încât softul să-ți răspundă parametrilor, nu să stai minute în șir așteptând un răspuns de la un ecran albastru. Da, de acord, să sperăm că o să fie mult mai rapid în viitor. Bine, vă mulțumim mult! Mulțumesc și eu! Și ne vedem și la anul, cred că. Probabil!